Am pregătit colinde tradiționale, colinde internaționale, coreografii realizate de grupul colegiului nostru, momente umoristice, ceva karaoke și, bineînțeles, să cântăm și împreună în această seară. Ce constă ineditul spectacolului? Ineditul constă în faptul că nu o să avem prezentator, nu avem neapărat o regie de scenă, ci totul o să fie un fel de improvizație și sperăm să aducem pentru puțin timp spiritul Crăciunului în această seară. Dacă, după cum observați, așa am și numit evenimentul Crăciunul nostru. Avem corul liceului, se numește Liceenii, în care sunt inclusă și eu, asta voi face în seara asta, voi cânta în acest cor. Am și un moment în care o să cânt un cântec de Crăciun singură, după care voi cânta împreună cu publicul. Vom face așa un fel de karaoke, vom cânta împreună. Sunt foarte multe momente frumoase, avem și ceva umoristic, este foarte frumos și merită privit și merită văzut, pentru că, în primul rând, se realizează în cadrul liceului nostru și vrem să fim un liceu de prestigiu. Eu am pregătit o coreografie alături de fetele de la Crazy Dancers. Ca de obicei am pregătit o coreografie, dar de data aceasta este mai specială deoarece este pe o piesă de Crăciun. Este un spectacol inedit, deoarece noi în școală nu am mai fost niciodată organizat așa de Crăciun și sperăm ca toată lumea să fie mulțumită de ce să facem noi astăzi.